Bună dimineața, dragi prieteni, Viața! Din capitala Uzbekistanului, călduroasa capitala Uzbekistanului, Tashkent. Cum e deja obicei pe acest canal, astăzi facem un video special. 15 lucruri nebune despre Uzbekistan și îl filmăm de aici, chiar din inima țării, o țară cu un trecut foarte tulburat și foarte sângeros, care a trecut prin mâinile tuturor, o țară care se află în inima drumului Mătăsii, a trecut prin mâinile lui Alexandru cel Mare în anul 329 înainte de Hristos, până la fosta Uniune Sovietică, dar nu înainte de a fi și pe mâinile celui mai mare războinic al tuturor timpurilor, Genghis Khan. Dragi prieteni, bine ați venit în Uzbekistan! Ca să ne începem plimbărica, trebuie să mergem cu metroul. Metroul din Tashkent a fost considerat și e considerat unul din cele mai frumoase până în 2019, dacă nu mă înșel, era complet interzis filmatul. Să vedem acum dacă ne lasă să filmăm măcar vreo două stații pe care mergem noi. De ce? Pentru că, din câte am înțeles, e construit ca un fel de bunker militar în caz de se întâmplă ceva și nu e permis filmatul, sau nu era permis filmatul. Hai să vedem acum dacă putem trage măcar câteva cadre, că trebuie să mergem vreo două stații. Bine, și să vedem dacă reușim să cumpărăm bilet, că nu ne înțelegem cu limba. Stai să-mi pun și o mască. Biletul a fost 1400 de som, au zis că mă las să filmez, din câte am înțeles, și mi-a zis că când cobor, la dreapta, 4 stații. Deci, e prima oară când văd un metrou cu geamuri deschise, în care merg două becuri din tot vagonul, și lumea e în liniște, prietene, știi cum stau? Muți, deci n-auzi nimic, nu vezi niciunul să vină să cântă la tarabane și din alea. Muți! Fără scări rulante. Da, fără scări rulante. Hai să vedem dacă găsim locul unde mergem. How much is? 15. No. 2000. 50. 50. Yes. How much? 100? No, 50. 50. How much? 520,000. 520. Da, pierd 10. Mister, no photo. Ah, sorry. Brothers, Romania. Me Romania, you here, Tashkent? Tashkent. Uzbek. Brothers, Uzbek. I give you the money, wait. Okay. Tashkent, first time? First time, yes. Tashkent good? I like, very hot. Very hot. Welcome to Tashkent. Thank you very much. 50. 50. Okay. Okay? We like Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Have a good day. Deci, tocmai am schimbat bani, dolari, în Piața Neagră. E plin de ei aici. Nu mai e ca înainte când îți dădeau dublu valoarea banilor, pentru că acum băncile au echiparat cumva. Am pierdut practic 50 de cenți la chestia asta și am schimbat doar pentru de dragul videoului, că de obicei schimb la bancă. Nu știu cum am ieșit aici. Noi vrem să ajungem în bazar, dar nu aici. Hai să vă dau primul dat interesant. În lume sunt foarte puține țări care nu au ieșire la mare, dar Uzbekistan are o caracteristică pe care o împarte cu încă o țară. Sunt doar două țări în lume cu această caracteristică, Uzbekistan și Liechtenstein. Ei sunt double landlocked, adică trebuie să treacă două frontiere pentru a ajunge la mare. Nici Uzbekistan nu are ieșire și nici țările ei vecine, care sunt 5 țări, niciuna dintre ele nu au ieșire la mare. Asta a fost unul. Deci nu cred că am fost vreodată mai departe de apă ca acum. Mamă, ce e aici, mă, băiatule, mă? Din câte am înțeles, aici se vinde foarte multă carne, brânză, murături și mirodenii din alea, frate. E plin de spices. Plin, plin, plin. Și cică s-ar vinde și haine și Lalu vrea să ia o fustiță din asta tradițională. Dar cred că hainele sunt pe din afară. Pe din afară, probabil. Deci uitați-vă ce e aici, frate. Hai să urcăm acolo sus, că vedem mai bine. Ghiciți pe cine sunt toate privirile în această piață. Ghici. Ghici pe cine. Mamă, câtă carne, bă, băiatule. Aici se mănâncă carne de cal foarte mult. Vreau să văd dacă găsesc undeva. Ma. Deci cu filmatul aici e cea mai challenging țară unde... cu filmatul și vezi că noi am fost în Brunei, în Sultanat și n-a fost atât de greu ca aici. Uite, ăsta e de cal. 100% ăsta e de cal. Ha? Turiste, yeah. I don't know. România. Romania. Romania, yes. Cu
Bucharest, yes. Thank you. This is horse, right? Yeah, the horse meat. Horse meat. If you want, it's for you. No, it's good. Very, very tasty. Mamă, e bună rău. This you put into digestive below. Systems. I explain. This is digestive systems. Horse digestive systems. And handmade. Everything. And clean one day and put on in salt. Yes. And how long this take? Dacă mi-arată cum se face salamul de cal. E foarte bun. Așa e? Bun. Ia să mi arată, să vedem. Stin. This is digestive systems horse. Mhm. So it's original, all natural. Just original. Mhm. And inside salt. Yes. One day, 2 days in salt, put it. Yes. And after 2 days, scratch. And pure water, clean. Okay. Yes. And this is meat look like clean and muscle with delayed muscle. Yes. Only meat. Ah, okay. I understand. Only okay. Meat. It's very good. And a little bit fat. Pure fat. Yes, fat is good, it's tasty. Yeah, tasty. Yes. And put it in the handmade, do it. Wow. Thank you this very much. This is 2 years. This look like wine. Mamă, stai de 2 ani. You know, like prosciutto, jamon, yes. Spaniol, yes, Italian. Yes, yes. It's a horse meat. Jamon. Look like jamon, but yes. Horse meat. Okay, okay. This is 1 week. This is 2 years, yes. This is better, yeah, I guess. Yeah. It goes better it and better like and better. Look like wine and more strong. Okay. And battle with wife long time. it look like Viagra. Really? I believe you. No. No. If you want, I give you. No, just it's okay. Don't cut for me because after she has high expectations. No. După aia are cereri mare, Luca. Ah, it's really like jamon. Yeah. Foarte sărat, exact ca jamon în Spania. Și uleios așa. Yeah, it's like jamon. Look more majority people eat with whiskey, with vodka. Yeah. It's strong. More I show you now. You write me please. Yes. I don't know the letters. Oh, I'm sorry. Oh, it's my in English. In English, yes. Cristi și Ralu. Nu, no, trebuie să șterg live-ul ăsta repede. Here. This is horse heart. Heart. Yeah, heart. But this horse. Is for cooking, no? Yes, cooking is very, very tasty. I never tried heart of anything. Mamă, cât ai inimă mare calul, ești nebun. Smell, not well, you are from Mihman. Yes. Gypsy. I'm sorry, this is no, Gypsy. No problem. You know Gypsy? I know, we have also. We have ours. Thank you very much, my friend, for everything. Dacă veniți în Uzbekistan, îl căutați pe el în piață. It's five... My name is Hoja. Hoja. It's a five generation butchers. Five generation yeah, this, doing this job. Yeah, father butchers. Dacă toți suntem în piață, alt lucru interesant, aici în Uzbekistan e singurul loc unde se cultivă sau se produce cel mai bun, cea mai bună lubeniță, cel mai bun pepene din lume, cu cel mai mult zahăr natural. Și se spune că e foarte bun, se produce tot anul. Acum să vedem dacă găsim prin piață, că până acum m-am încălcat în cal, ești nebun într-o bald, într-un intestin de cal. Uitați-vă ce haos e acolo, pe acolo ne-am plimbat noi. Băi de mine, ce mare e. E enorm. Și suntem singurii turiști de aici, deci nu turiști, europeni. Oh, deci știi cum vin toți să-ți vândă 1 milion de chestii? Eu vreau pepene din ăla dacă găsesc. Următorul lucru interesant și poate auziți muzica, în secolul 7 arabii au cucerit Uzbekistanul și l-au transformat sau l-au convertit, cum se zice, la islam. Marea majoritate a populației sunt musulmani, dar e cumva sunt laici, nu se practică foarte, foarte mult. Hai, ce haos e aici.
Și deja e târziu, ăsta deschide, ia auzi-l pe Lagoflex, deschide la 5 dimineața, acum e vreo 12 dacă nu mă înșel. Și vedeți că oamenii sunt de toate felurile, adică aici a fost, gândiți-vă că el fiind, țara fiind chiar în inima drumului Mătăsii, aici a fost un, ca o oală în care au căzut toate culturile, s-au întâlnit toate țările și toate lumile și toate ideile și toți oamenii. Și asta se... Și asta se vede pe fețele lor. Hai să vedem cel mai bun pepene din lume. Arbus. Mamă, ce bun e, ce dulce e. Mamă, cât de bun. Nu știu dacă a filmat Ralu, că Ralu are emoții cu filmatul, nu știu cum a ținut camera. Ea ține camera așa, le filmează burții la oameni. Enzlala, hai să, că am zis să-l iau, că nu, dacă tot l-a deschis, probabil o să mai... O să-l lăsăm pe undeva, să-l dăm cuiva, pentru că n-am, n-o să umblăm cu un pepene toată ziua. Și am zis cât e? Și mi-a scris pe telefon 50.000. Și după am întrebat pe ea cât e? Și mi-a scris 25.000 și am început să râd. Și făcea, nu, 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 că e jumate, lasă vrăjeala, ai vrut să mă arzi, banditule. Tot timpul aveți încredere în oamenii mai în vârstă. Tineretul e bandit. Continuăm, încă un lucru interesant. 1. Uzbekistan e de o seamă cu mine. Cel puțin Republica Uzbekistan, așa cum e astăzi, una și liberă și singură, are vârsta mea. Și-a declarat independența de URSS în 1991 și e cea mai populată țară din Asia Centrală. Ralu, am vrut să zic să ai grijă la ghiozdan, că e multă lume aici, dar maxim îți fură ce? Pepenele? E greu. Tu îți dai seama să intri, să intri să furi, să bagi mâna în ghiozdan la una, să aibă un pepene. Și e și decupat, să bagi mâna direct în gaură, acolo la călduț. Mamă, ce e aici, băiatule? Ralu, hai să ieșim de aici, mamă, că nu mai pot. După ce că e cald... Altă chestie interesantă e că Uzbekistanul e a doua cea mai mare producătoare țară de cum se zice? Coton, de bumbac. A doua era sau a treia? A doua cea mai mare țară producătoare de bumbac. Și o chestie foarte dubioasă pe care trebuie să vă spun e că înainte, se pare că recent nu se mai face chestia asta, dar înainte un milion de oameni, medici, studenți, nu contează ce meserie avea, erau obligați de guvern să-și lase jobul pentru o lună, două și să meargă să muncească forțat pe câmp la bumbac, pentru că era producție pentru stat. Și asta era un fel de sclavism. Și se spune că acum nu se mai întâmplă, sau cel puțin în ultimii ani. Dar da, asta e o chestie interesantă și dubioasă în același timp. Adică imaginează să fii doctor și să vină statul să te scoată din spital, să spună pe câmp, prietene, că trebuie să producem, să ne fim cei mai mari exportatori de mătase. Mătase? Mătase? Bumbac, mă, nu mătase, bumbac. Iubesc gestul ăsta lor de a-și arăta respectul când te salută, vin, dau mâna cu tine și după aia fac așa și pun mâna pe inimă și pleacă capul. Deci iubesc, mi se pare cea mai frumoasă formă de a saluta un om. Stați că bem și noi ceva rece și continuăm, pentru că e mortal, deci căldura e ceva de pe altă planetă. Încă o chestie interesantă, chiar și în una din cele mai ieftine țări, precum e Uzbekistanul, dacă nu ești atent, poți să dai 6 euro pe două cafele și o apă. Ăștia aveau aici 35% taxe. Nu știu cum a nimerit aici, dar era în drum. În fine, continuăm. Iar acum ajungem în centrul orașului, exact în sufletul Tashkentului. Piața Amir Timur. Și aici vă povestesc ceva foarte interesant și foarte mișto. Timur sau Tamerlan, cum era cunoscut acest mare războinic, care a fost singurul om care ar putea rivaliza cumva cu Genghis Khan. Avem în spate hotelul Uzbekistan, un hotel de pe vremea comunismului, foarte, foarte renumit în oraș. Iar acolo, facultatea de drept, aici spune facultatea legilor, ar fi tradus normal, dar probabil e facultatea de drept. E exact în inima orașului și toate marile avenide, sau nu știu cum se numesc, avenide, bulevardul ăsta enorm, nu știu dacă vedeți acolo în față, vin aici, e una încolo, una încolo, una încolo și toate se unesc aici în centru, în sufletul orașului. Alt lucru interesant e că Amir Timur e tatăl Uzbekistanului, e eroul național, de aia avem o statuie aici, e făcută din bronz toată și se spune că campaniile lui de război ar fi eliminat 5% din populația lumii la acel moment. Dar despre el vreau să vă spun mai multe.
În istoria Asiei Centrale sunt două nume care stârnesc teroare și admirație în același timp. Unul e Genghis Khan, poate cel mai nemilos cuceritor din toate timpurile, lider al Imperiului Mongol care ajunsese să se extindă sub comanda sa la 24 de milioane de kilometri pătrați. Da, ați auzit bine, 24 de milioane. Unul din cele mai mari imperii al tuturor timpurilor. Al doilea însă e Amir Timur, sau Timerlan, cum mai era cunoscut, care a încercat să-i calce pe urme primului cuceritor două secole mai târziu. Amir Timur e născut în Uzbekistan și asta se vede la tot pasul. În 1370, Timur se autoproclama împărat și restauratorul Imperiului Mongol. Deși încerca să-i calce pe urmele lui Khan, Timur, spre deosebire, ierta orașele care se predau imediat. În schimb, cele care se răscoleau împotriva lui erau devastate fără milă. Exemplul e în orașul Herat, în Persia, care nu a vrut să renunțe fără luptă și tot orașul a fost distrus complet, cu sute de mii de victime mortale, făcându-l pe Amir Timur unul din cei mai însetați de sânge cuceritori ai lumii. Deși imperiul lui e considerat renașterea Asiei Centrale, cu 4 milioane de kilometri pătrați din Caucas până în Delhi și capitala sa în orașul Samarcand, splendoarea imperiului a fost scurtă. Timur a murit în 1405 de o boală necunoscută chiar înainte de a se înfrunta cu dinastia Ming din China. Copiii lui și-au împărțit imperiul și au început să lupte chiar și între ei. Corpul lui a fost dus în Samarcand, în mausoleul Guremir, mormântul regilor. În piatră se găsește o inscripție: dacă eu m-aș ridica, lumea întreagă ar începe să tremure. Coincidență sau nu, exact în ziua în care a fost exumat, Hitler îl trăda pe Stalin și invada fosta URSS. Încă un lucru interesant e că de la independență în 1991 până în 2016, țara a fost condusă de un singur om, de președintele respectiv, despre care nu o să vorbim prea mult, dar un lucru interesant e că el, printre alte chestii, a declarat că țara, în această țară nu există sărăcie. Toate țările au un poverty line, așa se numește, e o statistică care arată câți oameni trăiesc sub linia de sărăcie. Ei bine, a spus că în țara asta nu există așa ceva și fiind obligat cumva să pună o limită, a pus limita sărăciei la, în moneda națională, ar fi cumva echivalentul a 0,56 de cenți. Dar, și ca parte negativă, și alt lucru interesant, în 2007 țara a fost declarată în top 5 cele mai corupte țări din lume, pentru că oamenii au trăit în sărăcie, deși e a 10-a țară cu cele mai multe rezerve de aur din lume. Și acum că suntem aici la stradă, să vă spun ceva. Poți să oprești orice mașină, negociezi cu ei prețul, doar, și bine, să fac de taxi prin oraș, doar să nu faceți așa cum știm noi. Deci faci așa cu degetul, ca și cum dați și mie un dorot. E interesant că chestia asta e complet legală, adică orice mașină, orice particular din orașul ăsta poate să facă pe taximetristul și nu e nimic rău în asta, adică nu e contra legii. Dacă vreți să veniți în Uzbekistan, trebuie să țineți cont de o chestie. Cred că couchsurfing-ul e interzis, dacă vreunul dintre voi e în chestiile astea. Cu Airbnb-ul nu știu, cred că e puțin mai complicat. Pentru că tu când pleci din țară, trebuie să prezinți la vamă dovadă cum că ai fost cazat în fiecare noapte. Dovada aia ți-o dau hotelurile. Când faci check-in, îți dau o adeverință cum că ai stat la ei cu o ștampilă, iau viza ta de pe pașaport și o adaug acolo cumva. Și la fiecare hotel îți vor da o foaie din aia pe care trebuie să le ții până când pleci din țară. Deci ești cumva obligat, între ghilimele, să stai la hotel. Am înțeles că se poate acum, sunt cumva niște excepții, nu mai sunt atât de strict ca înainte. Eu cred că și Airbnb îți dau cumva, pentru că dacă n-ar fi, și sunt foarte multe apartamente pe Airbnb. La fel cum vine și îți dă cheile, ți-a și pașaportul, viză și... Nu știu sigur, nu, trebuie să căutați informații despre asta, nu vă luați 100% după noi. Pentru că un dezavantaj cu țara asta e lipsa de informații actualizate. Tu când citești despre țară o să vezi cam cum era aia până prin 2016 și țara în ultimii 2, 3, 4 ani s-a schimbat enorm, adică au lăsat-o mai moale cu foarte, 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 foarte multe chestii. Deci trebuie să faci research-ul cumva cu, cum zic, să nu e totul ca la carte. Trebuie să vii și să vezi, să trăiești pe propria ta piele. Uitați ce frumoase sunt grădinile astea pe aici. Sunt foarte multe zone verzi în oraș, deși nu e un oraș de vizitat foarte mult, pentru că sunt bulevardele astea enorme și aici fără mașină ești cumva mort, dar măcar au crescut parcuri din astea din kilometru în kilometru. Uzbekistan a stat sub dominanță rusă, între Imperiu și URSS, aproximativ 200 de ani.
când Uniunea Sovietică era la putere, practic nimic nu era al tău asigurat. Puteau să-ți ia pământul, puteau să-ți ia bogățiile, să-ți ia orice pentru patrie. Cum își asigurau oamenii banii lor, economiile lor? În gură. Dacă te uiți atent pe stradă, mergând mai ales prin zonele rurale, unde vom merge în următoarele zile, o să vezi că foarte mulți oameni, mai ales cei mai în vârstă, au dinți de aur. Dar nu e că și-au pus dinți de aur că au vrut ei. Era o formă simplă de a-și asigura că nu-și pierd bogățiile. Luau banii și țineau în gură. Rar era să vină cineva să scoată dinții din gură, cred. Nu știu ce se întâmplă aici, dar sunt copiii ăștia cu vopsea pe ei. Nu înțeleg de ce. Uite, își dau cu vopsea pe cămașă. De ce e un obicei ăsta? Și sper să nu dea și pe mine, că eu am două tricouri toate. Acum mergem puțin către hotel. Pentru că e ora 2 și nu e de stat afară, așa că o să ieșim seara, pentru că aici nu e nicio restricție cu umblatul noaptea pe străzi. Revenim. Ha! Am venit la un restaurant din ăsta mai fancy să mâncăm ceva și mi-am luat supă carcio, care e ceva tradițional și are de toate, de toate înăuntru. Dar miroase în mare fel. E carne de vită, toate legumele pe care le-au găsit pe aici prin curte. Ciorbă de vită. Ciorbă, nu supă. Ciorbă, ciorbă. Supă de linte cu portocală în ea. Felul 2. Jumanji Dumplings Fried. Jumanji se numește restaurantul. Sunt și fierte, după, adică sunt fierte și pe aia fripte. Risos de roșii. Mă, supa aia a fost... Ceapă, carne, mărar. Foarte bun. E prima dată când gustă gnocchi prăjiți. Sunt buni? Da. Da. Sunt ca... cum ar fi cartofi prăjiți, dar mai... pufoși. Mm-hmm. Ok, și acum că s-a mai lăsat seara, suntem la Piața Independenței sau Piața Lenin, cum se numea înainte. Evident, după căderea URSS-ului și statuia cu Lenin de aici, au luat-o, au aruncat-o, cum au făcut peste tot. Și acum se numește Piața Independenței. V-aș arăta exact care e intrarea, dar faza e că această piață are 12 hectare. E enormă, e și o piscină publică în mijlocul ei. Sunt și toate clădirile guvernamentale pe aici, deci o să întreb câțiva polițai dacă putem să filmăm. Vă arăt și vouă și vă mai spun niște chestii mișto și interesante, dintre care una o să-ți facă creier așa. Mi s-a spus că n-am voie să intru să filmez și am făcut semn cu telefonul pe și a zis că da. Sau asta am înțeles eu, vom vedea după aia. Deci ăsta e locul unde se țin paradele militare, sărbătorile, revelionul, orice are legătură cu țara asta și probabil asta se întâmplă ceva pentru că e închis acolo, unde voiam noi să mergem la un monument cu o doamnă în vârstă care ține în mână un bebeluș, bebelușul ăla însemnând Uzbekistanul, pentru că e o țară relativ nouă, tânără ca mine, 29 de ani și doamna reprezentând lumea. În Uzbekistan se vorbesc trei limbi: uzbecă, rusă și asta de formă oficială și Karakalpakstani. Sigur pronunț rău, e o regiune independentă, cea mai săracă regiune în această țară, pe care o să o vizităm spre sfârșitul incursiunii noastre în Uzbekistan. Iar acolo, altă chestie interesantă, în Karakalpakstan. O să scriu pe foaie. N-are treabă cu mine, eu îi întreb că aici e, nu-i de joacă cu ăștia. Cum spuneam, în Karakalpakstan se afla cândva Marea Aral, al patrulea cel mai mare lac din lume, dar datorită unui plan de irigații genial din partea URSS-ului pentru a face din Uniunea Sovietică cel mai mare exportator de bumbac, au reușit în câțiva ani să facă ca acea mare sau lac să dispară complet și e catalogat ca unul din cele mai mari dezastre naturale provocate de oameni din istoria omenirii. Acolo, în momentul de față, e un oraș portuar fără mare, unde bărcile au rămas pe nisip și oamenii nu mai au de ce să trăiască. Să încercăm să ajungem și acolo.
Voi ați mai văzut așa ceva în mijlocul orașului, frate? Deci acolo e autostrada. Și uite ce e aici. Și acolo în spate cred că e parlamentul, dacă nu mă înșel. Vedeți femeile îmbrăcate, bineînțeles. Foarte tare. Și dacă vrei o imagine care să rezume perfect cum e acest oraș, e, asta e. Așa e tot orașul. O fântână, un parculeț în stânga, încă o fântână în dreapta, încă un parculeț și bulevard. Copăcei ăștia care sunt cel mai bun aer condiționat. Și așa arată cam tot orașul. Seara vii în parc. Parcul ăsta se numește Tashkent City. Costă 10.000 de sum din ăștia intrarea. E primul parc în care am plătit intrare, undeva la 1 euro. Iar apoi când am ajuns înăuntru am înțeles de ce. Pentru că uitați-vă cum arată locul ăsta. Deci e impecabil. Trebuie tăiată la milimetru, curat, lumini, restaurante. E un loc superb unde... Ia uite. Acolo în față avem hotelul Hilton. Ralu e în paranoia că nu ne lasă să filmăm pe aici. Hotelul Hilton. A fost spectacolul de lumini, de apă acolo cu lumini pe care probabil deja l-ați văzut. Și foarte, foarte mult, foarte multă lume. Uitați clădirile alea pe acolo cât de bine arată. Zona asta zici că e ruptă din rai, adică nu are nicio legătură cu restul orașului care e doar bulevardă enorme și prăjeală. Te rupe soarele. Aia zici că ești în altă planetă. Și dacă tot am vorbit de străzile alea enorme din oraș, să vă mai zic o chestie interesantă. În proporție de 99%, mașinile din Uzbekistan sunt Chevrolet, frate. Și nu înțelegeam de ce, mă tot uitam, bă, de ce sunt atâtea Chevrolet? Eu înțeleg, Chevrolet e o mașină bună, nu poți zici că e o mașină rea, dar de unde atâtea? Și l-am întrebat pe un băiat, era un băiat taximetrist, era apoi am căutat și noi informația pe internet. Ei au monopoliu în Uzbekistan. Dacă îți cumperi un Chevrolet, plătești cât costă mașina Chevrolet. Dacă vrei să-ți cumperi altă mașină, orice altă marcă, plătești ca și cum ți-ai cumpăra o mașină jumate. Impozitele și taxele sunt atât de mari încât toți sunt într-un fel obligați să-și cumpere Chevrolet. Fiecare țară cu nebunile ei. Continuăm. Și mi-a trebuit mie să vin până aici să vă schimb locația. Avem o madrasă aici în spate, că așa se numește și în limba română. Am vrut să schimb locația, să nu vi le zic pe toate din același loc. Și frate, am venit în inframundo, deci am mers, cred că am ieșit din oraș și o zonă numai cu oameni dubioși, nu știu. 4 km am mers pe jos. Da, sunt numai oameni dubioși pe aici, nu vreau aici, să... Da. Nu, adică nu vreau să zic ceva greșit, dar așa la prima impresie, deci mi se pare inframundo în Tashkent. În fine, ce vreau să vă spun ca ultimul dat interesant de aici cu madrasa în spate, e că o insulă de la Marea Aral se numea, stai că am aici scrisă, care un nume, Vozrozdenie, a fost un loc secret unde se testau arme biologice de către URSS, iar în 1988 URSS-ul a îngropat acolo dovezi și a împrăștiat antrax viu și alte otrăvuri mortale pe toată insula încât nimeni să nu poată intra să vadă ce au făcut ei acolo. Asta e deja next level, chestia asta. Cum se numește? Kokalos Madrasa, dar nu știu dacă pronunț. Da, Medrasa e în limba română sau Madrasa. Sunt clădirile astea islamice unde se predă islamul, dar și alte materii, filozofie, medicină. Și sunt unele foarte, foarte mari și foarte frumoase în Samarcand, dar și aici în Tashkent o găsim pe aceasta, care arată foarte frumos, dar speram să fie luminată. Acolo cred că iasă oamenii de la rugăciune. Da. Și acolo jos, deci pe aici, am trecut noi acum când am venit încoace, frate, deci numai oameni dubioși, nu credeam că și, adică pare un oraș atât de curat și atât de... Toată lumea bine îmbrăcată, și am ajuns aici, zici că sunt pe altă planetă, dar poate e numai impresia mea că și noaptea de multe ori îți dă creierii peste cap. Și cu asta închidem vlogul. Sperăm să vă fi părut interesante informațiile pe care le-am căutat. Am făcut o grămadă de research, astea ne-au părut cele mai mișto. Mai sunt multe chestii pe care aș vrea să vi le spun, dar e mai bine să nu. Vă îndemn să faceți research, o țară foarte, foarte, foarte
interesantă. Noi mâine plecăm din Tashkent, plecăm pe drumul Mătăsii, Samarcanda, Bukhara și multe, Buhara și multe, multe alte chestii. Dacă ai rămas până aici, înseamnă că ți-a plăcut. Nu uita să dai un like, să te abonezi, că pe noi ne ajută maxim și ne vedem. Și ne vedem pe Instagram, Cristi și Ral. Hai, salut! Maybe a love like ours.